Yeah, dig, baby. Cinema. Cinema. Gojira. Non stop benzo. Fuck that, hold up. Când m-au întrebat unde vreau să ajung, le-am spus sus. Când m-au întrebat frate, ești de bun, eu am râs. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi voi face un clip foarte, foarte scurt pentru voi, dragilor, pentru a vedea cum îmi tratez eu rănile, pentru că nu știu dacă ați văzut toți live-ul, story-ul, pardon. Nu știu dacă ați văzut toți story-ul care l-am făcut acum câteva zile. Ei bine, rana mea încă nu s-a vindecat, nu am mai avut grijă de ea. Astăzi am făcut foarte multă treabă, am mers foarte mult, mi-am luat niște Adidas cam incomozi și haideți să vă arăt cum se prezintă rana de la picior și cum mi-o tratez eu, bineînțeles. Să vă arăt. Uitați, fraților, cum s-a făcut, mi-a ieșit prin șosetă, prin ciorap. Este... cam nasol. Mi s-a și lipit, m-a usturat astăzi foarte tare. În fine, haideți să dăm ciorapul jos să vă arăt, să vedem cum arată rana, de fapt. Că nici eu nu știu cum mai arată. Mamă, s-a lipit. Mamă, focusează. Uitați cum s-a lipit. Au. Ustul, mai de tare. Marș, mă! Se găsiră câine acum, sărate. Cam așa arată pentru că, v-am zis, am transpirat iarăși mult praf. M-am avut de cărat foarte mult de materiale la apartament. Mă voi spăla acum. Mă voi duce la baie să mă spăl foarte, foarte bine. Și apoi îmi voi da cu tinctură de propolis. Revin imediat la baie, nu vă iau cu mine. Revin imediat, îmi dau cu tinctura de propolis. Să vedeți cum se aplică. Așa, fraților, haideți că am terminat dușul, am spălat foarte bine rana. Și acum voi aplica tinctura de propolis. Așa arată tinctura de propolis. Și mai avem, aceasta este cu picurător. Imediat să o desfac eu. Bun, vedeți, aceasta are picurător și mai avem și spray, asta cu spray mai scumpă, le puteți găsi pe site-ul meu www.mieretv.ro. Sunt foarte, foarte bune pentru atât pentru uz intern cât și pentru uz extern. Eu acum o voi folosi pentru extern, pentru uz extern, însă puteți să luați câteva picături. Între 15 și 30 de picături, vă puteți pune în ceai și vă garantez că este foarte, foarte bună pentru stomac, pentru ficat, pentru ulcer, pentru gastrită, pentru ciroze și așa mai departe. Nu are un gust plăcut deloc, dar este un antibiotic natural 100% și foarte, foarte bun. Eu mi-am dat pentru că am niște răni și în gură și plus de asta nu am mâncat nimic astăzi, îmi face foarte bine la stomac. Am băut foarte multe sucuri, în fine, este ca o protecție așa. Haideți să dăm pe rană, să vedeți la picior. Eu am pus piciorul pe această foaie pentru că tinctura de propolis pătează și nu vreau să pătesc gresia. Și pur și simplu se aplică, ori îl tamponați cu ceva, ori puneți așa câteva picături. Nu mă curci. O să usture. Și pătează, v-am zis. Da, ustură. Dar dacă usture bine, înseamnă că își face treaba. Deci, fraților, dacă vă tăiați, dacă aveți vreo rană de orice fel, bine, să nu fie foarte adâncă, pentru că atunci rana se poate închide la suprafață și dacă are 2-3 cm adâncime, poate să coacă și să facă puroi acolo și nu este bine. Dar dacă sunt rând din acestea superficiale la nivelul pielii,
Vă garantez că sunt foarte bune, vă dezinfectează foarte, foarte bine rana această tinctură. Deși ustură foarte tare, dar dezinfectează, cum ziceam, și cicatrizează și vă vindecă foarte, foarte repede și este o soluție naturală, fără a mai cumpăra tot felul de pastile și dezinfectante din comerț. Este o soluție naturală care este folosită de mii și mii de ani. Nu mai uitați cât de repede mi-a închis rana. Ia uitați. Foarte, foarte bună, vă garantez. Ustră un pic, dar e ok. Mai fac așa un pic să intre peste tot. Și dacă vreți să o consumați, dacă, de exemplu, dacă nu aveți afte în gură și nu vreți să o consumați pentru neapărat pentru bubele din gură, de asemenea este foarte bună și pentru gingii. Țineți minte, dacă aveți gingivită sau parodontoză, început de parodontoză, cum am eu, am gingile foarte retrase, este foarte, foarte bună tinctura de propolis. Deci dacă nu aveți nicio treabă, să zic așa, nu aveți nicio bubă, nicio problemă în gură, cum puteți să o luați? Ori o înghițiți așa pur și simplu ca și mine, pentru că tot în stomac ajunge, dar are un gust foarte neplăcut. Pentru a putea să o luați mai ușor, vă recomand să vă faceți un ceai sau o cafea, orice, să folosiți aceeași cană, să fie o cană mai închisă la culoare, nu albă, pentru că v-am zis pătează, va păta și cana. Și apoi efectiv beți cafeaua, beți ceaiul între 15 și 30 de picături pe zi. Este recomandat în funcție de greutatea fiecăruia și credeți-mă că această tinctură de propolis chiar face minuni, la fel ca și celelalte produse apicole. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să consumați produse apicole, să faceți mișcare, pentru că este foarte importantă atât pentru psihic cât și pentru fizic. Eu sunt Otto, până data viitoare vă salut, ciao! Și încă ceva, dacă luați tinctura de propolis pentru afte, pentru bubițele din gură sau pentru gingii, nu uitați, fraților, să nu beți apă sau să nu mâncați 15 minute pentru a-și face ungerea. Chiar și dacă vă doare în gât, este foarte, foarte bună, v-am zis, beți un ceai sau luați așa direct, dar important este să nu beți apă sau să nu mâncați absolut nimic 15 minute pentru a-și face treaba, pentru a unge gâtul sau gingiile sau cerugurii sau limba, unde aveți voi probleme. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.